S-a pregătit pădurea de toamnă, dar nu încă toamnă. Vârful tăilor a prins o zgură ușoară, a ruginit nucul bătrân înainte de vreme. Acolo sus, nici frunzele fagilor nu mai sunt de același verde neatins și crud. Umbrele s-au lungit piezișe. Pe linia lor se măsoară în fiecare amiază cum drumul soarelui e din ce în ce mai obosit și mai scurt. În locul florilor de mac, cu roșu de catifea sângerie, tăiată din hlamida venețiană a domnițelor ctitoare de pe ziduri de mănăstire, acum vântul clatină măciuliile mucede în care sună sămânța măruntă ca în rotunde cutioare de carton. Plutește pretutindeni presimțirea sfârșiturilor. Aseară, în amurgirea noroasă și vânătă, un vrăbioi zbârlit piuia singuratec. Cerul coborâse aproape. Se împrăștia fum de paie, plângea un copil ghemuit lângă gard, iar lătratul câinilor avea un răsunet vechi și stins, ca și cum s-ar fi chemat îndeiei câinii cei mai bătrâni de pe lume. Nici buciumul lui Alexa pe deal nu mai jelea o durere a lui singură. Tânguia acum vara care se duce, tânguia plecarea cocorilor, gemea pentru toți. Din pridvor, Mihai îmbrăcat în haina neagră și groasă, le-a ascultat și le-a privit toate tăcut. Cu fruntea plecată sub povara sfârșitului de vacanță. Dar astăzi soarele s-a înălțat din nou dezmorțit. E o lumină plăpândă, fumurie și tristă, poate numai fiind că de acum înainte ceva a pus pentru totdeauna abureala unei oglinzi împăclite între viață și ochi. Departe se aud scârțind greu osile carelor cu lemne. Pe masă, vântul citește singur în cartea lui Șerban uitat afară. Întoarce foile. S-a oprit o clipă. Poate s-a înfiorat și vântul de priveliștea osemintelor albe, căci foaia a început să tremure după tremurul degetului nevăzut. Chiar glasul păsărilor e mai ostenit și ciudat. Chiar vuietele depărtate vin parcă dintr-un adânc de pământ unde au chemat glasuri de morți. Mihai a stătut la îndoială în scara pridvorului. Are atâta de făcut și de văzut într-o singură zi. Mâine se întoarce căminarul acasă de la drumurile lui lungi. Peste 3 zile îl va încărca în șarabana fără arcuri, cu legăturile sale nevoiașe de școlar, așternuturi, rufe, merinde și cărți pentru calea cea jalnică a cernăuților. De unde să înceapă? Alături, floarea de sora soarelui și-a desprins cea din urmă foaie galbenă și mototolită. A rămas numai un taler rotund și urât de semințe, alături altul și altul, ca un soare negru și mort alături de altul și alt soare putred și mort. A plecat să rătăcească în neștire pe poteci de șarte, căutând urmele pașilor de ieri și de alaltă ieri și de toată vara. Pe aici a trecut și pe aici, pretutindeni. Ploaia de acum 2 zile a astupat tot, a înnecat tot. În fiecare întunecuș a mai adâncit începutul de pustiire. În poiana cu paltini rotați a așteptat veverițele lui Jucăușe. S-a ivit târziu numai una și n-a venit să se legene în hamacul de fir de paing, să se alunge în dansul nebun prin văzduhuri. E posomorâtă și singură. S-a prefăcut deodată într-o bătrână zgârcită, căutând alunele hranei de iarnă. Trece dintr-o creangă a alunului în cealaltă, duce la ureche fructul și-l sună, fructul e sec. Îl leapădă și culege altul, sec și acela. Numai cârtița din adânc a ajuns departe și a umplut toată poiana de mușuroaiele urâte. Acum sfredelește la o movilă din celălalt capăt. E acolo truda ei de o vară întreagă.
spre ce folos? Spre ce bucurie? Aceasta numai mintea sa de ocnașa întunericului o știe. Și poate oamenii care ca și dânsa orbecăiesc așa, o viață întreagă într-un întuneric fără de stele. Mihai a încercat să întindă veveriței pumnul cu alune din buzunar. Iar aduce toate alunele codrului numai să o vadă din nou jucăușe și fără de grijă. Numai să-și cheme tovarășa plecată și dânsa aiurea, pe aproape, pentru aceeași netrebnică agoniseală de bătrână zgârcită. S-a apropiat. A clătinat alunele sunându-le în palmă. Dar veverița l-a privit ursuză. S-a mistuit într-un tufan cu spini. Nu l-a înțeles. Nu-l mai cunoaște. Prietenia lor rămâne de acum numai o poveste dintr-un trecut. Mihai a lăsat să cadă alunele din palmă una câte una, cu o mișcare înceată. Le adunase pentru nimeni. A plecat pe poteci părăsite, cu fruntea înclinată, ca după o îngropăciune. Se văd urme de ciută pe cărarea jilavă. Le cunoaște bine. Urma copitei de ciută mai mare și mai rară. Urma puiului mai mică și mai măruntă. Pentru cine vor mai veni de acum la adăpătoare numai de dânsi știută în nopțile vrăjite cu lună? O secure răsună departe în codru, ignind în răstimpuri egale. Pe urmă se aude și trosnetul trunchiului căzut și crengile frânte. În pădure e un fag mai puțin. Lacul de la capătul potecii îl așteaptă cu netedul apei încrețit de vântul subțire. Cerul s-a fărâmat și aici. Se oglindește o pâclă. O vietate a pustiului buhăie gros și posac. Mihai și-a sprijinit fruntea în scoarța de salcie ca într-o cruce de țintirim. A tresărit. S-a izbit o pasăre oarbă în perdeaua de ramuri. În genunchi s-a plecat să o ridice. E o pasăre din acelea străine, întreacăt, istovită de drum. A cules-o în palme și a încălzit-o. I-a ascultat la ureche ceasornicul cu bătaia măruntă a inimii. E o pasăre străină plecată spre ținuturi străine. Are gușa verzuie și lumina ochilor încețată după atâta zbor lung. Are oasele mici și izvâcnite de tremur. A lipit de obraz trupul cu pene mătăsoase, iar pasărea a început să învie. S-au încălzit amândoi și o clipă n-au mai fost singuri. Pasărea a piuit duios. Mărgelele ochilor au lucit negre. Pe urmă a prins să se zbată. Mihai a deschis pumnul și a lăsat-o să zboare. Nu trebuia, mai ales aceasta nu trebuia, căci numai de câteva ori a bătut din aripi și a căzut glonț în fundul apei. Apa s-a închis peste ea cu nepăsare haină. Peste pasărea care pornise să străbată întinderea mărilor până dincolo de câmpia Nilului, ca să ducă vestea schimnicilor din deșert pentru rugăciune de izbăvire a unui suflet în chinuri. Mihai s-a așezat pe lespedea lui Alexa. Cu obrajii în pumni a plâns pasărea moartă. Pe tot ce a pus mâna astăzi a fost blestemat. Tot ce a atins a fugit, a căzut, a murit. Huhu, huhu. Din aripii moi fâlfâie peste lac un huhurez, iar umbra aripilor târie o cruce de plumb pe apa de pâclă. Mihai a fugit din codrul lui deodată străin și dușman, a fugit de lacul lui care nu-l mai primea. A fugit de toate mâhnirile toamnei, alungându-l din urmă. S-a oprit în câmp larg să-și tragă suflarea. Vântul foșnește în pupușoaie cu sunet deoseminte. Pe marginea cerului mocnește un nor vânăt ca o buză de mort. Doamne, de ce îl împresoară astăzi numai o lume de mâhnire și spaimă? Au fost toată vara atât de prietenoase și bune cu el. Pădurile și lacul, izvoarele și sălbăticiunile blânde, păsările cerului și gâzele ierbii. De ce deodată înstrăinarea aceasta? De ce îl alungă înapoi printre oameni?
Două zile a fost împăcare și liniște în casă. Căminarul s-a întors cu întârziere de la treburile sale depărtate din hotarul prutului, dar veștile de acolo pare să că nu erau rele, fiindcă drumețul a venit cu sclipire voioasă în ochi. Afară potopea ploaia mocnită. Cu glasul înveselit, Gheorghe Eminovici istorisi peripeții crâncene. Călătorise prin viroage clisoase. Se împodmolise în vaduri cu podețe de crengi împletite, împinsese cu umărul la roată alăturea cu Vasile Rusu vizitiul, se răsturnase într-o margine de dâmb, pe urmă s-a prăvălit cu cai cu tot într-o râpă. Așa că se întorcea cu orcicurile rupte și cu ștreangurile de cânepă de trei ori pleznite și de trei ori înodate, după o pinteală deznădăjduită a căluților. Acestea spunea râzând căminarul, nu s-ar deosebi într-un nimic de episoadele călătorilor rătăciți pe asemenea meleaguri în vremea străveche a dacilor, dacă vor fi fost călători pe atunci, ceea ce e îndoielnic. Pe când mai puțin îndoielnic este că șleaurile nu s-au schimbat și stau cum le-a lăsat bătrânul Decebal. Când a ajuns la calea cea mare domnească a lui Mihalache Sturza, abia a prins să răsufle și să-și facă de trei ori cruce, că s-au înfundat mai cumplit în naștinile de pe hudițele botoșenilor. Acolo, nu în altă parte, ar fi dorit să-l găsească pe nepotul postelnicesei și să-l întrebe de sănătate, dar mai ales despre Europa lui. În târgul cel vechi al făinei, din vale, se înglodase budca medelnicerului Gheorghiță Hamuzov și trăgeau șase boi să scoată cu răcnete, chiuituri și pognete de harapnic, ca la urăturile din noaptea de Sfântul Vasile. La trunchiurile casapilor, înaltă droșcă mai mândră, cu geamuri de steclă, rămăsese închisă ca într-o cutioară de cleștar nepoata serdarului Tudorachi Pisoțchi, fata coanei Casuța. Și acolo erau regnete și sudălmi, deși astupase Duduia Maria urechiușile să nu pătrundă până la dânsa scârbavnicile ocări ale surugiilor, otânjind gloabele să smulgă daradaica din știoalnă. Cupelele boierești înjugate cu boi înaintau legănate în smârcuri ca arca lui Noe. Pe lângă ele, brișca ușoară căminarului a trecut sprintene peste gropi, sărind dintr-un hârtop în altul, târâtă de căluții mărunți și pieptoși, pentru care ispravă Gheorghe Eminovici simțea oarecare fală. Avea și el o caleașcă pe arcuri lăcuită în droșcărie, dar o ținea pentru zile mari și mai cu seamă pentru boieria Ralucăi. La drumurile lui se mulțumea cu un hămături mai potrivite locurilor și timpurilor, grosolane și de nădejde, așa cum apucase din părinții țărani. Poate în adins stăruia cu o vădită de sfătare la neplăcutele peripeții ale protipendatei din târgul botoșenilor, încăpățânată să iasă la preumblări în vehicule după moda apusului, pe drumuri după năravurile și nepăsarea răsăritului. De această pornire spre veselă cislă s-au bucurat toți frăținii din casă și cu deosebire Mihai. Căminarul a uitat județul amânat din divan, ori poate că s-a prefăcut a uita, hotărât să se poarte cu mai multă blândețe în casă înainte de a-și porni feciorii prin cele străine țări. Două zile, Mihai s-a strâns la poalele mamei, pășindu-i pe urme din odaie în odaie, din pridvor în iatac, din cămară la cuptorul unde se rumenea pâinea de drum. El era cel care pleca înaintea tuturora. Ceilalți urmau să se împrăște mai târziu, semănați în alte depărtate unghiere de lume. A avut parte și Harieta să tăinuiască măcar spre seară cu dânsul ca în vremurile de anul trecut. Și a mintit și Ilie hâtrele lor glume și jocuri de atunci. Șerban l-a iertat pentru o răfuială mai veche de la o anumită carte dată în păstrare și ronțăită de caimacamul Vogoride, pe care întâmplare Iliuță se și grăbise să o zugrăvească, iar zugrăveala a fost atât de năzdrăvană încât a surâs la dânsa și Iorgu cel încruntat, minune mai rară pe lume decât un corb alb în pădure. Raluca Eminovici împăturea, număra și orânduia schimburi. În fundul lădiței strecura gavanoasele cu șerbet și potcoavele de ghiudem. Mirosul de sulfine se amesteca pe dată cu mirosul de ghiudem și se pierdea biruit. Dar nu cu miresme plăcute avea să se hrănească Mihai prin străini. La toate asemenea grijulii pregătiri de ducă, sărea Harieta să dea mare ajutor și să aducă mare încurcală, grăbindu-se să schimbe orânduiala din lad după ale sale planuri mai iscusite.
Moș Miron a trecut să-și ia ziua bună și cu milința deșertat din desagă unul cer cu miere, faguri și lumânărele de ceară pentru nopțile lungi de iarnă când Mihai avea să-și trice ochii la feștilă cu buchile cele nemțești, urâte și negre, ca niște carii. Nu l-a uitat nici celălalt moș, Baciul Trofim, înfățișindu-se la rândui cu un caș cât o roată de butcă în glugă. Prin ploaia fumurie, măruntă, tomnatecă, Mihai a petrecut pe amândoi până la poartă. S-a despărțit de dânsii cu un not de mâhnire în gâtlej. Baciului Trofim i-a mărturisit că ar lăsa el carte nemțească pe gârlă dacă l-ar primi ajutor la stână. Pe Moș Miron l-a încredințat el că după ce își va sfârși învățătura, neapărat are să se întoarcă la prisaca de sub poalele pădurii ca să ajungă și el moș sfătos cu barba cât a sfântului cocomanac din icoană. Prin fiecare a trimis câte un rămas bun, prin unul pădurarului Pătru și prin celălalt deznădăjduitului cioban Alexa. Oamenii locului s-au depărtat cu pași arari și greoi în ploaia plumburie, ducând vara și vacanța cu dânsii. Mihai s-a întors zgribulit în casă. O frunză udă a intrat odată cu el pe ușă și s-a ascuns ca o gânganie într-un ungher, înfiorată de înfrigurarea de afară. Sub sară, Harieta a strecurat în mare taină un șip înfășurat în hârtie. Pentru baba Chiva, știi tu, fugi și adă-mi și mie, a răspuns. Mihai începu să râdă mai tare decât ar fi fost nevoie, căci râsul era în silă. Știa prea bine care să se ducă și era tot atât de nerăbdător măcar cât Harieta să afle cuvântul babei. Înainte de toate plecările, două erau obiceiurile casei. Mai întâi măsurătoarea. Pe latul unui ușor se lua măsura tuturor cu o cresătură de cuțit în fiecare toamnă, ca să rămână semn cât au crescut feciorii căminarului de la un an la celălalt. Se aflau până acum 5 linii cu 5 scărișoare deosebite, a lui Șerban, a lui Iorgu, a lui Neculai, a lui Mihai. Mai aștepta și o linie mai scurtă ca toate a lui Matei, însemnat acolo numai fiind că mezinul nu voia să rămână mai prejos de ceilalți frați și își cerea dreptul cu gălăgie, amenințând uzurpatorii cu iataganul de lemn. Măsurătoarea din acest an o făcuse căminarul cu mâna sa desde dimineață, tăind cresături proaspete și stropșindu-se în toane bune la feciorii mai mari, Șerban și Iorgu, flăcăi în toată legea, care se codeau socotindu-se de acum înainte scutiți de aceste ritualuri ale copilăriei sfârșite. Mai pe urmă, o a doua datină pentru toți, dar ascunsă de ochii asprului părinte, era prezicătoarea. Pe acest al doilea obicei, dinaintea plecărilor, cu popasul la baba Chiva, nu și-l mărturisea ei nici unul altuia feciorii căminarului, deși nici unul nu dădea greș. Se furișau pe ascuns și fiecare căuta în ochii celuilalt să afle dacă fratele celălalt i-a luat înainte ori nu și cam ce i-a putut urzi prezicătoarea. Haide, îl înteți Harieta, nu tragi fuguța mai repede? Bine, mă duc, consimți Mihai cu o strângere disprețuitoare din buze ca să pară că se supune numai de hatărul Harietei. Însă, cum ajunse afară, în ploaie, o luă repede la picior, lunecând în mâzga clăioasă, sărind peste băltoace și agățându-se cu mâna de cătina gardurilor. Boșdeuca babei e tocmai la marginea satului, într-un smârg. În asemenea lăcaș la custru, Chiva lefteroaia, scarmănă lână și pene, face farmece și descântece, pregătește leacuri din buruieni veninoase, din grăsime de arici, din broaște și liliac mâncate de furnici, să-i rămână numai cele nașile labelor, din salamandre și sânge de găină neagră. Această prevestită și mult căutată babă Chiva a fost ea pe vremuri roabă la Dumbrăveni. Când a venit slobozenia țiganilor, a umblat ca și ceilalți tovarăși într-o libertate, fără căpătâi, prin lume, și vede-se că umblarea nu i-a priit nici ei, ca și celorlalți. Căci într-o zi a bătut la ușa căminarului, milogindu-se să se îndure de bătrânețele sale și să o lase să moară lângă o casă de om. De atunci viețuiește în dărăpânătura dănuiele lipită cu lut, iar acum e bolnavă și aproape o luagă. Se plătește de mâncare și de adăpost, fără prea grea robie. Nu se mișcă dintre sacii cu lână și sâtișca de pene decât în anumite nopți cu lună nouă, când se târie să-și culeagă ierburile de leacuri și farmece. Încolo, scarmănă lâna și penele pentru căminăreasă. Nevestele,
Fetele și flăcăii satului și chiar din alte sate mai depărtate știu unde să o afle când se găsesc la o cumpăna vieții și la un lalean de dragoste. Ori când dau de făcut și de desfăcut un fapt. Baba Kiva pâcâie din lulea, dacă are mahorcă de pâcâit, ascultă culoarea minte, întreabă și de răspunsuri cu turbure înțeles. Scoate cărțile soioase, întinde și împarte bobii, lucrează îndeopotrivă cu ajutorul lui Dumnezeu și cu al diavolului, după cum se arată pricina și o cere nevoia. Dacă se mai arată și altfel de nevoie, scotocește sub laițe legăturile cu buruienii, coboară de pe policioară ulciorașele cu solmâzdre și alte spurcăciuni, pune ulcica la foc și întoarce icoana cu fața la perete să nu ia parte la asemenea solomonării. Vorbesc unii și alții că ar fi văzut-o călătorind prin văzduhuri călare pe o cociorvă în puterea nopții înainte de cântatul cocoșilor. Ba mai spun că joacă în pielea goală, la lună, de vale, în lunca de la scocul morii cu un țap negru țopăind după ea. Dar acestea le știe Mihai prea bine că sunt numai nescociri fără temeiuri. Cu mai mult temeier înduia la cealaltă care nu sufere nicio abatere. După ce și-a sfârșit datoria și-a băgat în sân sorcovățul, Baba Kiva scoate tot de acolo o grăfioară de șartă și verzuie, o așează la vedere și aduce vorba pe departe despre holerca pe care o cere vătămătura numai decât și pe care nu-i aduce nimeni, nemai aflându-se pe lume oameni cu milosârdie pentru suferința altuia. Asta-i lege, iar fiindcă-i lege, înainte de a se abate pe la dânsa, Mihai lăsa în grija a Harietei să pândească până când paza la cămare mai slabă și să se prelingă cu un șip ascuns sub fustiță într-o vămuire a balercei de rachiu din tainul argaților. Auzind pașii, țiganca a și început să geamă și să se vaiete. Mihai s-a oprit în ușă. Îl izbise în față duhoara stătută de lut și de lână, încă mai grea și mai iute pe vremea de ploaie. Jos la pământ, așezată turcește, Baba Kiva s-a mișcat în movila ei de boarfe. Bine că ți-ai mai adus aminte de păcătoasa de mine, coconule, se căină ridicând ghearele negre. Altfel pot să mor aici și nu-i nimeni să vină și să mă întrebe de zvie ori despre moarte. Lasă, Baba Kivo, nu te mai văicăra de asta, o leu înainte Mihai, purând șipul cu holercă pe un scăunaș cu trei picioare. Toți spun despre dumneata că ai să trăiești 100 de ani și că ai să ne îngropi unul câte unul. Baba apucă șipul, îl clătină și privindu-l în zare gemu, măcar că fața îi se luminase și nu-i se potrivea cu amarul vorbelor. 100 de ani, spui coconule, dar cine e nesățioasă care dorește să trăiască 100 de ani? Să trăiască atâta numai cel care mirează mie asemenea blăstăm. Fii atunci numai 99 de ani, o lăsă mai ieftin Mihai. Mie mi-ajunge numai o zi, coconule, numai o zi să trăiesc, după ce mi-ai vedea cu ochii mei feciorul pe care mi l-a vândut blăstămatul de tăbuieț, nu i-ar mai putrezi ciolanele unde se află el în mormânt. Tot n-ai mai aflat nimica despre dânsul? Întrebă Mihai apropiindu-se și căutând un loc pe marginea laiței. Tot, oftă baba, tot n-am aflat și nici nu s-ar arată semn să aflu. Eu plâng și mă căinez și l-aștept. Și simt că și dânsul plânge și se căinează și mă caută. Puiul mamei de hăsănel mânca la mama cât era el de mândru și cum mai cânta din scripcă să stoarcă și bolovanilor lacrămi. Baba Kiva își șterse ochii cu podul palmelor. Pe obrazul negru și lătăreț, dârele de sudoare străluceau grase și se amestecau cu șiroaiele plânsului, căci lefteroaia era slabă la inimă și pusă pe bocite de câte ori și aducea aminte de odorul prăpădit în lume. Bătrânii spuneau că pe vremuri Kiva ar fi fost cea mai frumoasă țigancă din țara de sus a Moldovei și că părintele boierului Costache Balș o chema nu odată în salon să o arate la musafiri și să-i minuneze cu trăsăturile subțiri ale chipului, cu ochii ei codați și cu mușcata roșie a gurii. Ceva din rămășițele acestor frumuseți de minune mai apucase în tinerțile sale și căminarul Gheorghe Minovici, iar lui Mihai nu-i venea să creadă că un asemenea malder de cărnuri dospite în boarfe a putut să fie vreodată o făptură subțire și delicată care să deștepte minunarea mosafirilor din salonul palatului de la Dumbrăveni. Povestea ei nu se isprăvise însă cu atâta. Din cine știe ce dragoste, Kiva, țiganca șuie și cu ochii de mură, născuse un puradel care se dovedi îndată cu mare fior la struna lăutei. Feciorul a crescut. Pe măsură ce scădea faima de frumusețea Kivei, se întindea faima de mare cântăreță lui Hasan,
Hasanache, cum îi spuneau ceilalți, Hasanel, cum îl dezmierda maică sa. Până ce după o petrecere de 3 zile și 3 nopți, Costache Balș și Poreclit Tăbuieț sau Tăbăltocul l-a vândut. L-a pierdut la stos, ori l-a dăruit unui prieten din țara muntenească, ba după cât se pare, încă mai departe, unui mare ban din țara Olteniei. Chiva cea frumoasă s-a prefăcut treptat în acest bulz de său negru. Mereu a așteptat vești de la Hăsănel al ei. Boierul Costache Balș a închis ochii și a fost pus în pământ. A venit slobozirea țiganilor, baba a plecat să-și caute odorul, de urmă nu i-a dat și s-a întors aproape de locul de naștere să-l bocească și să-l aștepte. S-au schimbat domnii, s-au primenit stării. În țara nemțească a început să umble o drăcărie nouă, fără cai și fără boi, cu foc și cu fum de-i zice țug. Dar baba Chiva nu-și poate închipui feciorul altfel de cum era atunci, cu mustecioara în sfârc și cu ochii codați, așa cum l-a urcat boierul din țara de dincolo pe capra butcii, cu scripca între genunchi, ca să nu-i mai audă nimeni de știre. Poate acolo unde se află acum, Hasanache s-a rotunjit la pântec și a început să pleșească, fiindcă meseria lui leuterească de noapte zbârcește repede pielea în jurul ochilor, aduce năpârlirea părului și împinge trupul la buhăveală. Poate a ajuns un scripcar ticălos, de rând, petecit în coate și dârdâind de frig la ușa crâșmelor cu sicrioașul lăutei sub soară în așteptarea unui chefliu larg la bacșiș. Ori poate, într-adevăr, va fi trecut granița cum se temea ea, purtând și pe aiurea faima altui barbu lăutarul, starostele și cobzarul. Dar oriunde s-ar afla și oricum ar fi ajuns, baba Chiva nu putea să și-l înfățișeze altfel decât așa cum arăta Hăsănel al ei, cu pletele unse cu unt, încrilionțate pe umeri și cu straiele boierești, falnice, însă prea largi, pe care îi le dăruise Costache Balș Tăbâltocul înainte de a-l cocoța pe capra unui străin hain la inimă, ca să poarte în lume viersul din țara Moldovei. Din lăcrimat, baba Chiva Lefteroaia dădu îndurările vătămăturii. Apucă șipul cu ghearele, gâlgâi câteva înghițituri și, potolite deodată, se întoarse către Mihai cu fața rotundă, ca floarea soarelui cea scuturată și neagră de semințe. Acum să-ți spuie și să-ți descânte Chiva. Leapă de colea în palmă sorcovățul să-l menească baba cum cere rânduiala. Mihai lepădă sorcovățul în palma țigâncii, care era albă și trandafirie ca o palmă de momiță. Baba îl meni, îl atinse de frunte, de buze, de locul inimii de sub buboarfe. De fruntea, de buzele și de locul inimii lui Mihai. Făcu semnul crucii peste dânsul, pe urmă cu mâna adusă în secere ca și cum ar gulege fărămăturile de pe o masă. Mătură un păienjeniș nevăzut din palma lui Mihai și se plecă să citească. Îndată împinse mâna alături cu spaimă. Asta nu-i mâna de anul trecut, coconule! Mihai începu să râdă, ascunzându-și așa neliniștea, căci la vârsta lui de copil tot mai credea în basme, în prevestirii, în eresuri. Nici nu-i, glumi el, am împrumutat-o de la un om de pe drum. Sfârșește mai repede, babă Chivă, că trebuie să-i o dau înapoi. Nu vorbi asupra primejdei, coconule, nu vorbi! Îl povățui baba, apucându-i din nou palma în gheare și băgându-și obrazul unsuros în ea ca să dezlușească semnele pline de misterioase amenințări. Asta nu-i mâna de anul trecut, pot să juri pe Sfânta Cruce. Asta e mâna lui Hasanel al mamei, coconule. Atunci poate că el era cel de pe drum, care mi-a împrumutat o babă, stărui în șagă Mihai, prefăcându-se că e gata să plece spre ușă și să-l caute pe Hasanel. Să mă duc să-l chem? O fi venit și habar n-ai. Baba Chiva Lefteroaia îl propti încleștat în cângile ei cu unghii de fier. Așează-te și stai liniștit. Îi vorbea cu glas de poruncă, iar Mihai nu simți putere să se împotrivească, nici să mai zâmbească în silă și să mai arate că nu-i pasă de asemenea șelăciuni țigănești. Alt sorcovăț n-avea de unde să-i mai dea babei, holerca i-o adusese. Ce mai nădăjduia oare de la dânsul ca să strice rânduiala dintotdeauna prezicerilor? Același lucru îl spunea ea tuturor, că au să ajungă la adânci bătrânețe după ce au să treacă mai întâi peste un ceas de primejdie, că îi pândește un dușman și că dușmanul multe necazuri le va pricinui, dar că la urmă urâtul va fi răpus și uneltirile date pe față. Se mai adăugau după vârstă întrebări și oarecare semne despre o dragoste,
despre o femeie zuliară, ori un bărbat cu urechea plecat la șoapte netrebnice, o cumpănă de bani și de boală în viață, ori la treburile câmpului. Mihai o ascultase nu odată pe Baba Kiva, descurcând firul multor ursitori și prezicând cam aceleași primejdii și bucurii care îndestulau pe toată lumea. Acum ce mai vroia de la el? Tocmai de la el? Baba nu contenea să-i răsufle fierbinte și umed în palmă. Mihai fu pătruns de turburare în bordeiul cu duhoare adospită, cu lumină vânătă de amurg și de ploaie, cu sâmburele de feștilă pâlpâind gălbui în candela de pe prichiciul cuptorului, cu făptura aceasta urâtă, murdară și fosăind greu, în țoalele și pătecele ei slinoase. Afară, ploaia șuvoia mărunt, fără sfârșit, ca o ploaie menită să dureze peste veac. Ei? Întrebă Mihai cu un tremur ușor în glas, trăgându-și mâna. Baba Kiva lefteroaia îi dădu drumul moale. Clătină din capul uriaș cât un bostan turcesc. Își căută de lucru și trase lângă dânsa sitiș ca de pene. Ei, Baba Kiva, ce scrie în palmă că doar nu de pomană ți-am adus eu un sorcăvăț și clondirașul cu holercă? Poți să-l iei înapoi, coconule. Nu vreau să te fur și să mă încarc cu pacat. Dar de spus, n-are ce să-ți spună Baba Kiva. Mihai așeză sorcovățul pe marginea scăunașului cu trei picioare. Încercă să o ispitească pe altă cale. Are să mi se întâmple ceva rău? S-o rupt linia vieții? Du-te acasă, coconule, că te așteaptă cinstita căminăreasă cu pregătiri de plecare. Ocoli Baba Kiva orice răspuns. Mă duc, dar întâi spune-mi, bătu Mihai cu nerăbdare din picior. N-am ce să-ți spun. Aleu, valeu, că iar m-a apucat blestemata de vătămătură. Du-te, coconule, și lasă-o pe Baba Kiva să-și vaiete durerea și bătrânețea în bordeiul ei, că n-ai ce căuta la o păcătoasă ca dânsa. Închide, mă rog, ușa și îngăduie-mi să mă culc, coconule. Numai așa am să aflu eu liniște și ușurare. Baba mormăi înainte, vorbe din ce în ce mai fără șir. Mihai înțelese că vrea să-l alunge, numai ca să nu-i spună ce anume semne de înfricoșată primejdie i-a citit în palmă. Mai încercă odată tot pe căile cele ocolite. Baba Kivo, mă duc. Ia că acum mă scol și mă duc. Dar mai întâi, spune-mi ce ai găsit să seamene așa de mult cu liniile din palma lui Hasanel al dumitale. Cum poate să semene o palmă cu alta? Dumneata singură m-a învățat că nu se află două palme la fel pe lume. Lasă asta, coconule, că ai să îmbătrânești dacă știi prea multe. Poate să-ți spună baba una singură. Zi, Baba Kiva, se dădu Mihai alături. Spune și-am să rog eu pe Harieta să-ți aducă mâine dimineața alt clondiraș cu holercă. N-am nevoie de holercă pentru cele ce am să-ți spun, fiindcă poate nici n-ai să pricepi, coconule. Să ții minte vorbele mele, atâta mi-ajunge. Să le ții minte și să te gândești la ele când ajunge vremea să le pricepi și să le prețuiești, coconule, cu mintea de atunci. Ei, se frământă Mihai, sculându-se de pe laiță și așezându-se la loc. Muncit de dorința să smulgă mai repede cuvintele din gingile știrbe ale țigăncii. Baba Kiva lefteroaia își băgă nasul în sitișca de pene și vorbi ca pentru dânsa. Eu nici de semnul din palma lui Hasanel nu m-am bucurat. Mi l-a arătat mie o roabă bătrână, de-a noastră, țigancă, de la care am învățat eu meșteșugul făcutului și desfăcutului. Mi l-a arătat și eu atunci n-am vrut să cred. Pe urmă, lucrurile s-au dovedit a fi adevărate, iar eu mai puțin am avut la ce să mă bucur. Spunea acel semn despre un dar, care nu-i dat multora să-l aibă pe lume. Cine are acel semn în palmă, ajunge departe și sus la mărire. Fiindcă vede ce nu știu să vadă alți ochi și aude ceea ce nu pot să audă alte urechi. Unii cântă, alții zdesc, alții ajung mari zugravi. Se pun la întrecere cu minunile marelui ziditoriu, dar mărirea nu le folosește și o plătesc scump și amar din viață. Din palma lui Hasanel, asemenea semn putea să lipsească, iar atunci, bine ar fi fost și pentru el, bine și pentru mine, coconule. Rămânea la firărie, ori la grajduri, la curtea boierului Tăbăltoc, n-avea pentru ce să-l vândă unui hapsân, în calar viermii. Ca să-l depărteze de la sânul meu, rămânea un țigan prost și rob. Trăia cum am trăit noi toți, neam de neamul nostru, niște țigani, robi și proști. Nu-l plângea unul ca săraca de mine ca pe un mort, măcar că în viață după cum o simte inima mea de mamă, nici nu rătăcea prin lume, cum poate câteodată dorește și plânge el locul de potcovar la curtea din Dumbrăveni. Unde alți țigani și robi, mai păcătoși decât dânsul, au trăit, s-or hrâni și-or muri, sătui și ferice.
Asta să ții minte de la Baba Kiva atunci când va veni vremea să o înțelegi și să o simți, coconule. Ca să știi de ce își bocea lefteroaia băietul, chiar dacă pe acolo pe unde se află, a fi ajuns el la mărire și la fală în ciuda pismuitorilor. Mihai începu să râdă, cu toată tulburarea risipită, fiindcă pentru el prezicerile Babei Kiva se mărgineau deocamdată numai la treburile, la întâmplările și nădufurile școlărești, care l-așteptau. Numai atât ai avut să-mi spui, Babă Kivo, îți las sorcovățul, dar să mă crezi că nu-l meriți. Eu am venit să-mi citești mie în palmă despre școală și văd că mi-ai istorisit numai bazaconii despre hăsănele al dumitale. Am istorisit, coconule, pentru cine are urechi de auzit să audă. Mai târziu, are să ți se deschidă urechea pe care o ai închis acum, că ești încă un copil. Iar atunci, au să ajungă vorbele mele unde trebuie, ai să le tălmăcești și să-ți aduci aminte de lefteroaia, țiganca și roaba, care nu ți-o fura sorcovățul, crede-o. Acum numai fereastra lipită cu beșică de bou și ușa deschisă puneau pete mari al burii de lumină. Feștila din candele se lungise și fumega. Baba Kiva, în boarfele ei, se mișca neagră și urâtă ca o arătare din visurile cele rele. Pe o policioară sticleau șipurile cu salamandre, cu broaștele cele cu două capete, cu ciolănașele de cârtiță și labe de liliac. O amețeală grea legăna copilandrul pe picioare și Mihai își duse mâna la frunte, rezemându-se cu cealaltă de peretele coșcovă. Mă duc, să te găsesc cu bine. Rosti împleticindu-și pașii spre ușă. Mai stai, coconule, numai o clipală, că mai am ceva. Sfârșește mai repede, babo, mi-e rău. Atunci lasă. Mihai ieși afară. Ploaia și vântul îi recoi deodată fruntea și lua amețala ca o pânză fumurie de pe ochi. După câțiva pași se întoarse, însă s-a oprit în ușă. Spune, babă Kivo, ce aveai de spus, te ascult. Ia ca anume ce, se răsuci țiganca în flenduri. Am să te rog să faci un bine, coconule, cum mi-a venit mie așa deodată un gând. Caută după horn și ai să afli acolo o cușcă. Oprind sticăloasa de mâță o pasăre străină și am scos-o din gură. Tocmai de astă primăvară, în ziua de Sfântul Martir Ipatie, luna lui Mart, 31 de zile. De atunci o țin și o hrănesc eu cu sămânță de cânepă și s-o deprins ea cu mine. Dar de două săptămâni văd o schimbare la dânsa și nu-și găsește astâmpăr. Se zbate, se pălește cu capul de sârmă până ce cade amorțită. Și acum m-am luminat și am înțeles eu ce se întâmplă cu dânsa. Au trecut soațele ei la meleagurile depărtate de unde a venit și ale simte și se cere slobodă, pentru care m-am gândit să-i dau drumul și să se ducă peste marea. Fă bunătatea și ia-o în pumn și fă-o scăpat într-o răchită mai departe de bordeiul meu, fiindcă aici mare lucru să nu-i facă de hac blestemată de mâță dacă slobod. Fă-o, că poate tot așa se zbate hăsănel al meu undeva într-o cușcă și se lovește cu capul de gratii, trăgând îndrept la matcă și nu-i nimeni să se îndure de dânsul și să-i dea drumul și să-l îndrepte unde-l trage inima sărăcuțul de el și n-ar mai putrezi cei care mi l-au mâncat fript. Mihai intră în boșdeucă pășind peste boarfe și peste sacii cu lână, scotocit după horn, trase cușca la lumina fumegoasă a candelei. Pasărea piui somnoroasă și toropită fără îndoială după zbaterea de peste zi. Cu bătaia scuțită de inimă între coaste, Mihai recunoscu o pasăre cu gușa verzuie din neamul celei necate în iezerul de la capătul codrului. O scoase cu un fel de înfrigurare pe ușița strâmtă. Îi se părea că o putere ascunsă și bună l-a adus în adins pentru această faptă ca să răscumpere piirea celeilalte. Așa, parcă tot prin el se îndrepta la loc o rânduială stricată în mersul tainic al călătoarelor prin văzduhuri ca să aibă cine duce în pustiurile de la apa Nilului, la schimnicii care au de făcut o rugăciune pentru sufletul mistuit al lui Alexa Ciobanul. O apropie de obraz. Era tot așa de mătăsoasă la atingere ca și cealaltă. Și tot așa îi simțea oscioarele mici, zvâcnite de tremur. Tot așa îi bătea mărunt ceasornicul inimii. Ieși cu grabă, împiedicându-se și zvârlind un rămas bun de mântuială, Babei Kiva încotrojmată în țoalele ei. Noaptea era acum desăvârșită, deasă ca o ploaie de funingine. Dar el cunoștea fiecare groapă și margine de șleau. Cunoștea și răchita unde avea să dea drumul păsăruicei cu gușa verzuie. Îi atinse penele de buze. Bâșbâi cu mâna într-un cuib pe care îl știa părăsit. Pasărea piui slab. Se ghemui în pătucul de puf. Nu-l uita pe Alexa, rosti Mihai șegalnic și porni spre casă voios, uitând cu desăvârșire prezicerile năstruince ale Babei Kiva lefteroaia. În pridvor, Harieta l-aștepta clănțărind de frig,
pe umeri cu un șal de-al căminăresei. De ce ai stat atâta?" întrebă ea prin întuneric. "Te-a căutat de câteva ori mama. Spune-mi ce ți-a prezis." "Nimic, prostii." "Cum nimic? Ai să ai profesori afurisiți? Ar să te lese cum i-o lăsat pe Iorgu și pe Neculai?" "Nimic îți spun," își pierdu răbdarea Mihai. "E o țigancă proastă și noi suntem mai proști că ne potrivim la băicuielile ei." "Mai bine să-ți istorisesc altceva. Închipuiește-ți. Am găsit altă pasăre în locul cele despre care îți spuneam eu ieri. O pasăre fără nume, cu gușa verzuie. Am găsit-o la baba Chiva, mi-a lăsat-o mie sos lobod și am dat drumul în răchita de la fântâna lui Pricop." "Despre ce pasăre vorbești tu? Care Pricop? Eu zău când te mai înțeleg pe tine, Mihai." Dar Mihai își urmă gândul său. "Dacă mâine se face frumos și senin, poate să plece fără primejdie. Pleacă odată cu mine." "Numai că ea se duce la mare, departe, unde vine pofta. Pe când eu intru la Zuhaus, la Kappa Obergymnasium, arde la foc înainte de a ajunge la Cernăuți." "Eu nu te înțeleg, Mihai." "Ești o moacă, de asta nu mă înțelegi. Ce poți să pricepi tu, o moacă?" Harieta a început să plângă îmbufnată, cu capul în șal. Mihai o cuprinse cu brațul pe după gât și încercă să o împace. "Ce-s copilările acestea, Harieto? Tu n-ai văzut că nu mai am vrut să te necăjesc? Hai în casă că-i frig." "Așa ești tu," suspină Harieta, intrând și pășind pragul în lumina caldă din casă. "Nici înaintea plecării nu." Ușa se închise după dânsii, lăsând afară noaptea de funingine, ploaia mocnită și mucedă să dureze peste veac.